De centenar în România au apărut bani de sărbătoare. Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic monede care au ca temă 100 de ani de la Marea Unire, dar și o bancnotă pentru colecționare cu valoare nominală de 100 de lei. Monedele de sărbătoare au valoare nominală de 100 de lei, 10 lei, 1 leu și 50 de bani și sunt confecționate din aur, argint, tombac și metal comun. Monedele de 100 de lei, 10 lei și 1 leu sunt doar pentru colecționare, în timp ce monedele de 50 de bani au dublu rol. 5.000 de bucăți sunt pentru colecționare, iar 1.000.000 de bucăți sunt pentru circulație. Prețurile de vânzare sunt de 7.615 lei pentru moneda din aur, 330 de lei pentru moneda din argint și 10 lei pentru moneda din alamă de 50 de bani pentru colecționare. Cei care vor să își colecționeze bancnota de sărbătoare o pot achiziționa cu 150 de lei de la sediul central al BNR, respectiv de la filialele din țară ale Băncii Naționale. Aversul monedei din aur redă o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, inscripțiile în ar de cerc România și Marea Adunare de la Alba Iulia, valoarea nominală 100 de lei, stema României și anul de emisiune 2018. Aversul monedei din argint redă o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, inscripțiile în ar de cerc România și Marea Adunare de la Alba Iulia, valoarea nominală 10 lei, stema României și anul de emisiune 2018. Aversul monedei din alamă pentru colecționare redă o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, inscripțiile în ar de cerc România și Marea Adunare de la Alba Iulia, valoarea nominală 50 de bani, stema României, anul de emisiune 2018 și litera N într-un cerc ca semn distinctiv al piesei pentru colecționare. Aversul monedei din alamă pentru circulație redă o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, inscripțiile în ar de cerc România și Marea Adunare de la Alba Iulia, valoarea nominală 50 de bani, stema României și anul de emisiune 2018. Aversul comun tuturor monedelor din aur, din argint și din alamă prezintă portretele lui Ștefan Cicio Pop, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș și Iuliu Hosu, personalități care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri, inscripția în ar de cerc 100 de ani de la Marea Unire și data evenimentului aniversat, 1 decembrie 1918. Tirajul este de 200 de monede din aur, 200 monede din argint, 5.000 de monede din alamă de 50 de bani pentru colecționare și 1.000.000 de monede din alamă de 50 de bani pentru circulație. Monedele din aur, argint, alamă pentru colecționare și monedele de circulație cu caracter aniversar dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 au putere circulatorie pe teritoriul României.